prevedere articolul 133 aliniat 1, articolul 134 aliniat 1 litera A și aliniat 5, prin dispoziția primarului 84 din 18 a noastră, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local pentru 1 aprilie. Prin dispoziția 88 a fost suplimentată ordinea de zi, un proiect de hotărâre. La această ședință sunt prezenți 13 consilieri, domnul Pavruna și domnul Melinde Marian. Toate proiectele de hotărâre sunt însoțite de rapoartele ale compartimentelor de specialitate și avizele comisiilor din cadrul Consiliului Local. Rog doamnele și domnii consilieri care au un interes personal de natură patrimonială care ar putea să influențeze colectivitatea să se abțină de la deliberare și adoptare. Domnul președinte, ordinea de zi. Ordinea de zi, așa. Bună ziua, domnul președinte, doamnă consilieri. Bună ziua, domnul primar. Bună secretară. Domnul ordine de zi. Ordinea de zi, așa. Ordinea de ordine local. 204. Aprobarea procesului verbal de ședință ordinare a Consiliului Local Regiu în 20.3.2024. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Centru Cultural și de Recreere Durcu Iosif, Centru de Recreere pentru Populația Rurală, Grătirea Județului Bacău, inițiator primar Enea Nicu Ciprian. 3. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2025, inițiator primar Enea Nicu Ciprian. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea președintelui de ședință pentru lunile mai, iulie 2024. Nu-i problemă. Eu știu ce l-am spus. Mai, iunie 2024. Da. Inițiator primar Enea Nicu Ciprian. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional. 4. La contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, operare, instalație numărul 1078/1087, din 16.04.2018, încheiat, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, UES. Ce Ecosud ESA, inițiator primar Enea Nicu Ciprian. Proiect numărul 6, raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu pentru anul 2024, nu? Da. Diverse. Numărul 7, diverse. Se suplimentează ordinea de zi cu un proiect de hotărâre. Numărul 8, desemnalează comunitatea. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Comunei Regiu și modificarea listei de investiții. Inițiator primar Enea Nicu Ciprian. Cine este pentru împotrivă, se abține cineva. E gata, băieți. Da, plecăm acasă. Plecăm acasă. Că avem treabă, ne pus bine, din astea. Mai păcălit pe un alt, mă dea vot. De aici. Păcălit, dar mai ești ca eu. Păi, asta e ce vezi. Ia să spune ce vezi. Spune ca să punem aprobarea ordinii de zi. Cine este pentru împotrivă? Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Vă mulțumesc. Putem încerc. Da? Da. Proiect numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Regiu din 20.03.2024. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Nu. Vă mulțumesc. Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Centru Cultural și de Recreere Durdu Iosif, Centru de Recreere pentru Populația Rurală Grătirea, Județul Bacău, inițiator Oana Ezici, Nicu Ciprian. Cine este pentru? Nu. Păi agitate. Da, am treabă, vă spun zice. Am 5 mili mașină. Nu vreau să răcească. Da, așa după cum știți, în urmă cu două luni, domnul profesor, fost un director al școlii gimnaziale Grătirea a trecut în ființă, la propunerea colegilor mei, a tuturor de administratul public, am hotărât să dăm denumirea Centrului de Recreere
profesor Dorin Iosif, am primit la Ministerul Culturilor avizul. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, dacă nu, domnul președinte, spuneți spre aprobare. Da, domnul Turcu, într-adevăr, merită respectul nostru, mai ales a celor care au învățat în Brătilașul. Eu personal sunt unul din elevii domnului profesor și căruia sunt recunoscătoare pentru că vorbesc cât de cât corect limba română. Doar că domnul Turcu nu prea a avut treabă cu școala de jos. Este din sat. În condițiile în care, în școala în care dumnealui a învățat și după câte știu, cred că numai acolo a fost, nu știu dacă timp de 30 ceva de ani a fost și la altă școală, în condițiile în care, în școala în care a învățat domnul, în care a predat domnul Durdu, există doar grădinița astăzi, nu știu ce perspectivă, probabil într-o perioadă de timp nu va mai fi nici grădiniță, aș fi mai așteptat, nu știu ce să zic, să vedem ce se întâmplă cu același imobil și mi-aș fi rezervat inițiativa să acea școală sau acel imobil să poarte numele domnului director. Propun în schimb, voi fi de acord dacă majoritatea hotărăște acest lucru, m-aș bucura sau mi s-ar părea mai potrivit ca domnul Duclu să primească, domnul Duclu să primească titulatura de cetățean de onoare al satului Brătila, așa cum e legiu pentru cei care îl cunosc. Este o distinție onorifică, este o recunoaștere a întregului sat, în condițiile în care centrul de zi, deci e centru de recreere, nici nu prea are treabă cu instituție de învățământ, este un centru de recreere. Da, acolo se face sport, se face... Ne recreăm. Nu, e frumos. Este singura instituție la Brătila, nu vorbim că celelalte școli nu mai funcționează pentru că nu sunt... Da, nu face cetăția de da, se poate sfința. Haideți să... Nu știu, eu spun să mă așteptăm un pic, dacă doriți, dacă vreți să votăm, putem să votăm. Iau angajamentul dacă eu sau altcineva să facem un proiect de hotărâre privind cetățean de onoare al satului Brătila, cred că este mai potrivit. Nu are legătură cu școala și mai ales cu activitatea didactică, activitatea de învățământ. Nu are legătură, acolo sunt și activități didactice, sunt și... Și simt la instituție, din punctul de vedere, astăzi, cu activitatea sa Brătila, sunt de acord și cu titulatura pe cetățean de onoare, nu am nicio problemă. Sunt deschis oricărei discuții vis-a-vis de cetățeni de onoare, pentru că, domnul, sunt de acord ca... Da. Istorie. Se pune spre aprobare, domnul președinte, că nu vreau să... Problemă cu strada, am avut și eu, după numele cu strada, cu strada, cu strada. Nu interveni cineva. Jos, dacă am fost cățilier, mi-am făcut și strada. Da, domnul ce eu, vă spun ție. Și un om înțelege care e deosebit. Înțelege pe toată. Spune la văd. Cine este pentru? Sunt pentru. Sunt pentru. Împotrivă? Sunt pentru. Se abține? Eu voi inițiam, vreau de hotărâre prin specială urmă, pentru că nu fără la lucrurile și... Nu. S-a abținut cineva? Nu. Deci, împotriv, tot s-a fost de acord. Da, eu sunt deschis discuției legate de cetățean de onoare. Da. Mi-ar plăcea să nu fii singurul, pentru că avem și oameni de valoare în comuna noastră. Din păcate, n-a fost nimeni până acum cu titulatura aceasta. Dacă mi-amintesc bine, singurii care sunt cetățeni de onoare ai comunei Hregiu, într-o ședință pe care eu i-am propus, nici măcar nu sunt cetățenii noștri, sunt doar două personalități care au sprijinit într-un fel sau altul comuna noastră. Și mă refer la preasfințitul Ioachim și generalul apostol, generalul rezervă de la Bărsănești, sunt deschis oricărei... Da, au primit niște titluri onorifice, de cetățean de onoare, pentru sprijinul acordat atunci când a făcut comemorarea... Păi, dar haideți să... Vă rog frumos, haideți să-mi păstrăm un pic liniște, dacă vreți să vă povestim ceva, să vorbim în cetățean, vorbesc. Dacă nu mă opresc, aprobăm așa cum a citit domnul președinte, cine este împotrivă, se abține cineva și pe cam acasă. Îl vedem în campanie, știu că suntem toți încărcați, dar dacă tot vă întrebați, să vă răspund. Deci sunt deschis dacă sunteți de acord și voi inițiați un proiect de hotărâre vis-a-vis de numirea domnului profesor Durdu de cetățean de onoare comunei și dacă mai sunt și alte personalități ale comunei noastre pe care dumneavoastră considerați împreună aici, suntem de acord că merge această titulatură. De exemplu, am primit chiar zilele trecute o adresă din partea Uniunii Scriitorilor în vederea numirii a domnului scriitor Dumitru, pe care o pare dumneavoastră o cunosc, o parte nu,
se trage din Helegiu și din Deleni, a fost politist la un moment dat, cred că și la pensie. Astăzi este membru al unui scriitorilor, am și câteva cărți scrise, dânsul, cum așa, aruncat cu el peste mine. Ar mai fi o variantă și poate mai fi din comuna noastră cei care chiar s-au evidențiat. Și cu siguranță vor fi și sunt sigur. Cum președinte, dacă... S-a spus, domnul. Proiect numărul 3. Nu mai pus. Supunem o zare? Nu. Treci la 3. Proiect numărul 3. Proiect de autorire privind indemnizația, indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2025. În conformitate cu prevederile articolului 491 din codul fiscal, Consiliul Local adoptă până la data de 30 aprilie o hotărâre în vedere indexării sumelor ce reprezintă impozit sau taxe locale cu rata inflației pe anul fiscal anterior, comunicată de Ministerul Dezvoltării. În anul 2023, rata inflației a fost de 10,4%. Excepție fac mijloacele de transport, marfă cu masa autorizată mai mare, egală sau mai mare de 12 tone, care se va indexa cu rata de schimb a monedei euro în vigoare în ultima zi lucrătoare a lunii octombrie. Taxele și impozitele vor fi aprobate definitiv în luna decembrie. Acum doar aprobăm indexarea. Okay. Discuții, dacă sunt discuții. Doar o precizare, este indexare, practic, am cuvântul? Da, cum să nu, cu cea mai mare plăcere. Cât mai mult, cât mai mult, că se scurtează timpul, numai de... Eu sunt de poțe. Deci, este o indexare pe care o facem noi, pentru că dorim noi să indexăm taxele și impozitele, este o indexare cu indice de inflație, conform legei. Nu există posibilitatea să o micșorăm. Nu. Am înțeles. Primării, da, micșorăm. Este minim. Este cea comunicată de Ministerul Dezvoltării. Indicele inflației. Supune sub aprobare. Da? Sunteți de acord. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu înțeleg. Nu am să vă spun. Da, nu am plătit. Când am putea să vă spun. Nu am să vă spun. De votat. Greu. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4. Numărul 4. Următorul. 4. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea președintelui de ședință pentru luni de mai iunie 2024. Totul, vrei să faci așa să rămână în continuare. Da, cu cea mai mare plăcere. Cine este pentru? Am intrat ultimul, da? Domnul primul. Și un supliant, vă rog, să, în situația în care domnul lipsește. Eu de la fost. Nu se numește. Dacă acolo mai dacă am fost amândoi și suntem mare vreme aceea, de lucrat, ar fi bine să rămâneam. Pe lucrurile scaunului să ne spuneți. E ok? Da. Vă mulțumesc. Și nu știu că am ocazie. Auziți, doamna, doamna asta, doamna profesor. Nu știu, poate, nu am ocazie. Măcar acum să mă folosesc eu din ultimul. O să ai, ăsta. Poate mă să am ocazie, mă înțelegi. De ce? De ce? Nesigur? Niciodată nu vreau să știți. Niciodată nu ești sigur nici pe tine. Să te ia la ședința acolo și poți ca să o spun și te duci la spital. Deci e foarte sigur. Și din pata cu caz, te împingi pe mine. Deci asta s-a aprobat, da? Hotărârea pe nou, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4 la contractul de delegare a gestiunii serviciul de salubrizare, operare, instalație numărul 1078-1087 din 16.04.2018 încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău cu CS ce e cu studie sa. Am o programare. Da. Vă putem învăi, da? Cum știți, suntem nebreani. Vă mulțumim. Practic, la care noastră este doar de a se comunica. Revedere. Nu, de revedere. La propun pentru că ne trimite și nouă ca membri ai ATIS. Dacă sunteți de acord, cine este pentru, împotrivă, abțineri nu sunt. Trecem la următorul. Deci următorul, da? E greu primul. Raportul primarului primind starea economică, socială, de mediu pentru anul 2024, nu? Cred, da. Pentru anul 2023. 2023? Anul trecut. Nu, dar să nu greșesc, că după aia se votează și greșesc, votăm pe 2023, după aia e greșit.
2024, aveți grijă, să nu... 2023. Am cancelat. Raport. Am cancelat, da. 2024 am pus curat, s-am corectat. Să mai greșesc, și calculatorul greșesc. Da, păi noi, ca oameni, simpli. Da, spuneți pe acolo. Supunem, putem supune. Nu? Nu s-a apropo, cu asta nu stați liniștit. Se afișează pisat. Se afișează pisat. Ia, ca și raportul de dumneavoastră. Ați înțeles, da? Toate informați. Alte informații. Spune, deci am pune pe suplimentare, da? O să citesc proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Comunei Regiu și modificarea listei de investiții. Inițiator primar Elia Nicu Ciprian. Da, în urma discuția poate cu, avută cu colegul meu, domnul Dorina, și cu partea din consiliere, am hotărât ca acel proiect de gaz să le extindem și către satul Drăgugești, pentru că inițial valoarea proiectului era mică și n-am reușit să ajungem prin sat. Am gândit împreună cu proiectantul o extindere a rețelei. Am modificăm astăzi lista de investiții cu niște bănuți pe care i-am luat din partea de tineret de la Ziua Comunei, ca să începem demersurile și până în momentul în care o să dăm ordinea începerea lucrării, poate reușim să avem și această extindere aprobată. Bineînțeles că partea financiară încă nu avem, pe bucățica respectivă. Vom găsi soluții. Pentru că toți sunt la gaz, vreau să vă spun că am scos la licitație concesiunea și pe 4 iunie se vor deschide ofertele. Deja sunt 2 sau 3 interesați. Un foc de gaz, un mare. Vom vedea atunci. Dacă sunt discuții pe temă, dacă nu... Da, dați punctul. Putem să spunem. Da? Cine este pentru? Nu. A, dumneavoastră, cu votul doamna. Am zis că v-ați grăbit să sunteți pierdut. Încerc scuze. Aveți cuvântul. Da. Întrebarea mea este... Nu trebuie un act adițional dacă se extinde rețeaua? Ce se face cu acești 100.000 de lei? Unde? De unde și până unde se extinde rețeaua? Nu trebuie... Lăsați-mă să adresez întrebări și răspundeți. Nu ar trebui modificat demnirea proiectului în condițiile în care a scos Drăgugești un proiect și a trecut în... Investiția se face în comuna Helegiu, dar nu este trecut Drăgugești deloc, doar concesiunea privește și satul Drăgugești. Adică noi facem concesiune într-un loc în care până acum nu avem investiția. Concret, această sumă pe care dumneavoastră părerea mea este că încerca să păcăliți oamenii. Da, mă rog, vreau să mai fac și cu altă ocazie. Ce se face cu acei 100.000 de lei? Nu ar trebui să fie un deviz? De unde și până unde, cât acoperă banii ăștia, nu ar trebui act adițional, încă o dată întreb, la lucrarea deja aprobată? Câteodată am impresia că a spus deja prima dată, știți? Da. Și s-a văzut rezultatele cu treia cu patru ani, se vor vedea și imediat peste o lună. Am înțeles. Altceva am întrebat eu. Eu vă spun cum stau lucrurile, pentru că se pare că sunteți, și repet, într-o eroare maximă. Lămuriți-ne. Drăgugești nu a fost niciodată scos din proiect. Denumirea proiectului este înființare sistem inteligent de gaz în comuna Helegiu. Nu spune nimic de sat. Inițial nu a fost inițial, schimbată denumirea așa? Inițial a fost pentru întreaga comună, în satele de rând Drăgugești Helegiu. S-a modificat și se numește în comuna Helegiu. De ce s-a modificat? Pentru că așa au considerat consultantul să-i modifice denumirea, că era o denumire mai scurtă sau mai lungă. Pentru ce să comuna Helegiu pentru mine înseamnă și Dele, și Drăgugești, și Brătila, și Helegiu. Și asta înseamnă pentru mine și pentru oricine normal la cap. În fine, dacă vrei să pui întrebări de astea în care să pui oameni în tot felul de să-și pună întrebări, le poți spune oricând, dacă ești rău voit și rău... Deci, dar nu mă refer la doamnă, mă refer la general, așa, general. Că putem să punem întrebări așa de cum a fost aprobat în 2020. Deci, proiectul este aprobat pentru sistem inteligent, înființare sistem inteligent de distribuție gaz în comuna Helegiu. Cum prindea și statul Drăgugești? Nu cu plătea satul Drăgugești, tocmai de aceea astăzi modificăm lista de investiții, pentru ca să fac un alt contract, că se numește adițional, se numește contract de finanțare, nu știu oricum, trebuie prima dată să ai un studiu de la care să pornești, să ai o listă de investiții deschisă, să poți face contracte. Aici, dumneavoastră, nu le stăpâniți deloc, dacă nu să vedeți, știu lucrul ăsta. Tocmai de aceea astăzi modificăm lista de investiții cu o sumă, urmând ca în viitorul apropiat să contractăm aceeași firmă de proiectare sau o altă firmă de proiectare pentru a face o extindere. Vorbim de o extindere separată de lucrarea inițială. Pentru lucrarea inițială se va petrece doar pe baza acelei valori de 12 milioane de lei pe care noi avem contract
de finanțare cu Ministerul Dezvoltării. Eu nu am nicio vină că n-am avut 30 de milioane sau 60 de milioane. Sau nu am nicio vină că 12 ani când a fost alt primar sau 35 de ani de la Revoluție, nu s-a vorbit despre gaz până acum în comun. S-a vorbit prima dată acum 3 ani de zile, când dumneavoastră v-a abținut și nici la spune care nu ați votat gazul în comun al energiei, v-ați împărut întrebări, să dea Dumnezeu să le începem și să le ducă cineva la capăt și omul să aibă gaz în comun, acolo ne va ajunge banii pe care vom avea. Cu siguranță cei care au venit pe mine vor găsi soluții și resurse să dezvolte. Pentru că și apa la Delen sau la Drăguge sau la Helegiu inițial a fost pe un traseu, s-au făcut extinderi, se vor mai face toată viața, o parte sunt mulțumiți, o parte sunt nemulțumiți, trebuie să începem ceva, pentru că mi se pare normal să pornim de undeva. Așa ca să punem întrebări, să nu fim de acord, că o face primar sau o face oricine, să știți că toate deciziile pe care am luat am fost primar au fost pentru comuna Helegiu. Eu sunt votat de Helegiu maxim. Domnul primar, nu ați dar asta vreți să mă întrebați. Nu ați spus că în Helegiu nu am făcut nimic. V-am răspuns tot de clar. Dacă aveați să înțelegeți... Ce extindeți? Că nu aveți rețea. Ce extindeți? De unde și până unde? Dar nu v-am explicat. Nu. V-am explicat că acum modificăm lista de invenții, n-am vorbit de extindere, doamna. Și nu ar trebui să aveți acord, nu este o mare păcăleală. Păi nu asta facem acum. Nu trebuie modificată lista de investiții, nu trebuie ca într-o listă de să avem un obiectiv care se numește extindere în satul Drăgugești ca să pot să contractez o firmă de proiectare să facă execuția. Domnul primar, dumneavoastră ați extins rețeaua de apă în Deleni, da? Acolo unde era proiect făcut, pentru că exista. Dumneavoastră extindeți, ce extindeți? Că nu aveți proiect cu asta, încerc să vă spun. Ce extindeți? Păi avem un proiect care este aprobat cu finanțare. Extindeți proiectul? Nu, eu extind o rețea. Există rețeaua asta? Care va fi, într-o perioadă. Deci vindeți pielea ursului din pădure. Ați făcut concesiunea inclusiv pe Drăgugești. Ați făcut concesiunea inclusiv pe Drăgugești. Înțeles, tot sistemul. Tot sistemul, în condit, nu. Ședința precedentă, eu n-am votat. Ați făcut concesiunea inclusiv pe Drăgugești. N-ați votat nici acum 3 ani când am văzut de Brătila. Domnul primar, pentru că păcăliți lumea. Repet, ați votat concesiunea serviciului într-un sat în care nu aveți. Într-un sat în care nu aveți proiect. Eu îi păcălesc pe tu, nu sunt păcălesc deloc. Da, uitați-vă în ochii mei așa, nu îi păcălesc deloc. Absolut deloc. Când urcați pe stâlp aici și scrie susțin pe cineva, când tu nici măcar nu ești cetățeanul comunei, nici nu ai locuință în sat, nici nu... Dar de ce nu te deranjează așa? Mă deranjează maxim, te păcălesc lumea de asta. Exact cum mă deranjează pe asta. Tu mi-e dreptul meu să folosesc imaginea. Cu posibilitatea de cuvință. Care e problema? Eu posibil că e cuvință. Dar domnul Feșescu e cetățean al României? Nu, el candidează la Consiliul Județean. Așa. Partea întregii județe. Așa. Și care e problema? Eu așa o văd. Și dumneavoastră păcăliți și eu păcăliți. Nu, domnule, eu îmi folosesc imaginea așa cu posibilitatea de cuvință, dar n-are... Nu are legătură cu proiectul de hotărâre. Dar eu altceva m-am întrebat. Nu are legătură cu proiectul de hotărâre. Da, nu trebuie să vă abțineți, nu trebuie să votați neapărat, că mai puteți și de altfel. Să puneți pe guardă. Mă aveți ceva de comentat cu domnul consilier? Lăbiți-vă când pierdeți. Atât aveți timp. Domnul primar, dumneavoastră ați extins rețeaua de apă în Deleni. Da. Acolo unde era proiect făcut. Pentru că există. Zăriți, nu mai zic. Păi, stai, bă, eu nu mă duc în campanie de nu știu. Cine, eu? Da, cine, eu? Tu vorbești de mine? Ei, este și centru, v-am greuț. Foarte bine. Centru, ei, nu știu chestii mașini. Iune, mi-ai spus? Ce te-o plăcă doar așa bine? Nu mă plăcă, te-ai plăcă și nu mă plăcă. Te-ai plăcă și nu mă plăcă. N-are ce să văd eu numai. 7 la divers. Dar e numai cum crezi. Vom pune la băcine este pe acasă. Dacă vorbea altcineva, băi. Dacă tu... Așa, cine sunt? Cine sunt? Cine sunt? Cine sunt? Eu sunt pentru extindere. Ceva ce nu există, dar pentru extindere. Să extindem. Da, pentru extindere. Da. Împotrivă, ți-a abține cineva? Păi eu, ca să fie și pentru cei, să spună că... Vreți să păcălesc pe asta. Vreți să mă păcălesc pe o găietă? Eu acasă de seara, din lanță de coste. Am și un lovă, dacă vrei, să scoată mai mult pui la tine. Era frumos să treci mai departe. Ce să mai trebuie la diverse? Ce să scrie la diverse? Da. Și eu. Și eu. Dacă eu picei. Mă descură. Domnule primar, locuitorii din Ciortea de Sus, vă rog, dacă se poate, să solicitați o trecere de pietoni la Ciortea. Nu se poate lucru la drumul mare. Pentru, pentru că este drum național, avizul dă GPR-ul. Ok, și noi dacă facem o solicitare, dumneavoastră ca și... Am încercat, să știți. Am încercat. Ținând cont că acolo este liniu continuu și viitoarea este așa cum este, se pune în pericol
cel care se angrenează în depășire, în traversarea drumului, mă rog discuția asta și chiar mai multe puncte. Nu sunt de acord, nici nu vor să aud. Un limitator de viteză la Elena Stanciu acolo, să mai ne acordăm cu viteză. Putem să facem o adresă acolo noi. Păi măcar asta, să facem o adresă. Este o aderație. Este bonus accident, de la Solișa. Dar acum, s-a mutat. Deci este o aderație să mai cer o limitare de viteză în situația în care acolo este o limitare de viteză. Este. Dar intrarea în locatare de 50 de ore. Cât s-o fac? Dar știți cum ești mașină? Și să copii aceea la Ciortea, vine autobuzul, oprește, și când să traverseze în Ciortea de sus... Desi de acord. Dar nu putem să obțin ceva ce există. Eu, atunci când la vorba aia, unde are drumul de aport, a fost pe multe multe accidente, știu, nu l-au acceptat. Deci am cerut inclusiv copoașe lumânare, am cerut alte indicatoare, au fost doar 30 la oră, pentru că tura poate nu le acceptă. Pentru că sunt niște reguli de circulație care trebuie respectate. Îmi spune așa, dacă tu trebuie să mergi cu 50, trebuie să mergi cu 50, dacă mergi cu 80, se o asum. Pentru că acolo există indicatorul. Mai aveți să două. Câte vreți dumneavoastră avem timp și avem răbdare? Foarte multe mașini parchează la neregulamentar, autobuzul nu mai poate trece uneori. Poliția locală nu poate să-i sancționeze, să-i atenționeze, să nu mai parcheze pe domeniul. Poliția locală nu mai are trebuie de circulație. Ok, dar măcar să le-am făcut la cunoștință. Dar nu la școală la delegație. Deci se parchează, când e regulamentat pe stradă, nu mai poate autobuzul să întreagă, adică unde? Nu am fost și la DNA. Știu. Știți problema. Eu, dar și ați luat... Este o porțiune destul de îngustă acolo. Acum parchează de ce este ce îngustă. Ce se vorbim la următoare? De luat acest de la școală, toate mașinile de la școală. Nu numai, nu numai. Și duminica când merg și de foarte multe ori am fost și eu la DNA și se întâmplă foarte greu. Păi acele mașini personale să... Ne pune în curte, să pună în fața porții, să pună, să nu încurce circulația. Mi-a zis băiatul că l-a întrerupit cineva, mereu. Deci, eu i-am chemat, au venit seara, l-au aprins și probabil pe cineva deranjează lumina, dar nu știu pe cine, pentru că... Deci, uite, acum am avut o discuție cu băiatul de 10 minute și a zis, zice, domnule, acolo trebuie să punem, să facem ceva, să schimbăm comutatorul ăla. E cineva care îl întrerupe intenționat.
Îl deranjează lumina, nu știu, nu dorm găinile, ce mai se întâmplă. Le fur eu ca să dau... Deci, au venit băieții și l-au aprins și l-au un sfert de oră jumătate. Eu plac, e plucat cu găinile, l-au închis. Da, dacă e vorba doar din capitol ăla. Nu știu dacă de-au... De centru? Or, nu se discută. Iulian astăzi a venit băiatul. A fost și-a un modificator. Deci, cu băieții ăia, nu știu dacă vor raporta, nu știu dacă vor raporta dumneavoastră. Deci, l-am întrebat în plus câte lucruri este de așa, l-am întrebat, ce faceți? Nu am rămas să-mi consideră lucruri. Zic ceva, pe schimbăm biectul, dați-și mie o locație, sau un stâmp care a schimbat lucrarea. Sau că o mașină și-a urcat o mașină, chiar că lucrau ei la aia. Și sunt o grămadă de biectul, nu am nicio treabă, foarte atât, n-am din suportul. Deci, începând din la uliță, ulița Busuioc, și nu m-a spus, așa de mers, schimbat. Eu din mers, așa. Haideți să vă spun cu iluminatul public. Și acolo mi-a promis să-mi vedeți. Atunci când am schimbat acele de două ori. Este un cap, vezi toate astea și dau cu spatele. De fiecare dată s-a păstrat acea discuție ca un stâlp daunul nu să aibă vechi. Asta a fost realitatea. N-au căzut toate rampele la un stâlp daunul. Acolo nu trebuia schimbat și au rămas bec funcțional între cele două lămpi. Omul s-a obișnuit și s-a învățat cu becul dintre lămpi, da. Și astăzi solicită ca și acel bec să fie înlocuit. Noi avem un proiect pe care l-am semnat și cred că undeva în 200 de luni o să înceapă modernizarea pasului de lămpi cu prevederea gestiunii și o să ajungă în iulie, august, eu știu când se va finaliza acest proiect, e un proiect care va s-a durat pe foarte ca și perioadă destul de mult, pe fondul de mediu, vor fi schimbate pasul de lămpi noi. Lămpile care vor fi înlocuite și sunt funcționale, le vom duce pe... Acolo unde e nevoie. Locul B, locul care astăzi atârn în toate feluri. Tocmai de-aia m-am oprit și cu schimbarea în masă a becurilor astea care necesită și cheltuială în plus și manoperă în plus și nu sunt ieftine deloc. O lampă dintre asta, dacă mă întrebați pe mine, a fost un miraj, o păcălea la două lampă de vreme de LED. Atunci când am schimbat lampele cu LED, toată lumea, domnule, scade foarte mult consumul, așa este, scade foarte mult consumul, dar înlocuirea acelei lămpi costă de 20-30 de ori mai mult decât ar fi costat un bec cu soliu normal care costă 50 de lei. Lampa asta costă 200-250 de lei să o cumperi, îți trebuie brățarul aia, îți trebuie manuprile așa 5-600 de lei. Înțelegeți? Diferența până la 500 de lei de la 50 de lei este de 10 ori. Schimbam 10 becuri în 2 ani și tot acolo eram. Dar și costul pe total, tocam totată la ajunge. Cred că mai scump. Pentru că, cel puțin pe Brătila, unde, unde sunt probleme mari cu transformatorul și avem 10 de adrese către EON de a înlocui transformatorul de sus, de la Mucani. Am case, mulțumesc doamna Arghie, de exemplu, să mă întrebuți, să la dânsa, unde am luat eu și am măsurat puterea 160 în priză. Îi strică frigiderul, televizorul din 3 în 3 luni, 4 în 4 luni. Eu când aveam magazinul la soacră mea în casă, trebuia să aprind la ora, și asta e povestea, cu 15 ani în urmă. Prindeam la două, aveam dintre astea neoane, ca să poată funcționa seara la 6 când venea iarna. Sau la școală, la fel. Mă spunea mereu doamna Rita sau colegii de la școală că nu o să aprind neoane de seara. De atunci, de zeci de ani și până astăzi, nu s-a schimbat nimic la Brătila legat de transformatorul de, la, de acolo. Ei, din cauza asta, pe Brătila ne pică foarte des lămpile. Tensiunea mică, LED-ul nu e alimentat suficient și nu se arde. Dar nu e vorba și de asta, din lămpi din astea, adică nu da, sunt face mațiere. Da. Care mă înainte, 5 ani, 10 ani. Deci, cum ar fi numărul 1 sunt alea vechi, vechi, numărul 2, că cum ar fi astea, deci au șubie cu totul, deci are jumătate de metru de capul. Ferai de la ciușmea. Exact asta vă spuneam. Au fost lămpi care au rămas pe zâmb, pe stâlp, între cei cu stâlp cu lampă cu LED. Și am tot nu are rost să-i stângi pe el. Când o să stingi, o să stingi la stângi și nu mai locui. Omul acum s-a obișnuit cu el și acum și-a schimbat. Treci la următorul punct. Ce mai sunt? Nu mai sunt. La diverse, doamna Bădic. Da, da. Eu vreau să întreb care au fost criteriile prin care ați atribuit contractul acela pentru o masă pentru școlar. Ce anume a determinat faptul să-i atribuiți unei firme din altă parte. De ce nu s-a calificat nimeni în comună să facă niște sandwich-uri? În comună facem sandwich-ul primarul, viceprimarul și administratorul public. Și era pățeam ce a spus dumneavoastră cu inovare de preț. Tocmai atât? De deci dacă nu faceți dumneavoastră, să nu mai facă nimic. Da, mai știți unul care face sandwich-ul și a autorizat în comună? Da, vodă, de exemplu. Nu este autorizat, nu face sandwich-ul.
Păi și de aici, dacă... faceți dumneavoastră, să nu mai facă nimeni, asta a fost ideea. Păi dacă domnul primar le face aici, duci la parte și aia, duci la voi. Mână n-a fost niciun doritor. Singur om care ți-a primit. Și nici nu sunt. Dar nu sunt. Vodă nu face mâncare. Vodă nu face mâncare. Dacă dumneavoastră aveți relații cu vodă face mâncare, vă înșelați. Puteți căuta și verifica pe orice site. Să vedeți dacă este un restaurant sau un firmă de catering în comuna Ghidiu, afară de taverna lui nevastă mea, cu portul Nero și pensiunea lui Valerul. Păi puteți să o faceți dumneavoastră afacere la Ierigiu, dar cine a împiedicat pe cine? Dar nu mă interesează. Păi vă interesează, domnule, asta e vorba. Nu, m-aș interesa să rămână banii aici, pentru că să facă niște semnuri și în condiții în care nu faceți mâncare pregătită, putea face oricine. Care are autorizație, care are autorizație și poate... Nu vă mai dați cu părerea, nu are autorizație și chiar dacă are autorizație, nu poți să obligi pe cineva să facă lucrul pe care își îl dorește. A, dar l-ați întrebat? Dar cum nu este autorizat, cum să-l întreb? Eu fac păi explicat... Păi și dorește. Păi dacă durea de la bine să mă întrebi. Dar fost știa? 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 Tu nu poți face niciun. Ne puteți face dumneavoastră, ce nu faceți? Eu n-am făcut lor, eu n-am făcut la revers. Tu nu poți face niciun. De ce este? Masa sănătoasă este un program care se derulează prin Ministerul Învățământului și prin Guvernul. Domnul Zănescu. Lăsați-mă un pic să termin și apoi vorbesc cu dumneavoastră. Deci e un program care, în care noi facem parte, numai eu știu cum am ajuns să facem parte, pentru că normal era prevăzut să deservească comunile defavorizate, nu-i cazul comunei noastre, dacă a fost o poziție pe care s-o pot folosi, am folosit-o, e vorba de un sandwich de 13 lei și nu știu cât, 50 de bani, cred, cu un fruct, pe care fiecare copil din comună îl primește în fiecare zi. Este o firmă de la Târgu Drotuș, cu experiență în catering, nu-l cunosc pe patron, nu știu ce firmare, omul va veni la licitație, a câștigat-o, aduce și la Sânduleni, și la Helegiu, și nu știu de la Gura Văi, dacă nu cel mai este o are o mașină autorizată, o mașină care are frigi, are cald, duce mâncare caldă. Eu am ținut foarte mult să duce mâncare caldă, pregătită. Asta a și fost intenția domnului director aici și poate să confirme lucrul ăsta, la fel și Mihaela Coman poate să confirme. Eu am ținut să aducă ce mâncare caldă. În la nivelul Consiliului de Administrație, pentru că dânsii decid treaba asta, primarul tot plătește acest program, s-a decis ca mâncarea caldă, ținând cont că școala Helegiu, ca și în școala de Lei, ca și în școala de Drăgugești, nu avem loc pentru servit masa, ar fi fost o nebunie la copiii de 6 ani, de 7 ani, de 5 ani, să-și scoată văzuca cu cârnăciori, să mănânce la ora. Era foarte bine, era super ok. Nu putea nici să o ia la ora 10 și la ora 2 acasă, că este impedisabil. Și atunci dânsii au hotărât să meargă pe un sandwich, cu sandwich care... Divers. S-ar putea să nu-i placă fiecare că sunt 400 de copii, nu sunt 20 de copii. S-ar putea ca unul să fie mai mult. Și mi-a venit suma ca să fie un joc. De 13 lei. 13 lei 50 fără TVA. Ambalaj, transport. Omul vine cu o mașină, cred că un Ford sau ceva, o mașină nouă, cu sistem rece. În comuna Ierigiu deocamdată, nici eu, dacă sunt scria nevastă, da? Între ghilimele la primat, nu puteam să asigur lucrul ăsta, pentru că avea o mașină echipată să transport într-o parte în alta mâncare. Așa că face tața floare acasă, semișor, că face ciorbe, că face pomeni, toată lumea face asta. Dar eu vorbesc de firma autorizată. Și eu aici nu mă joc. Dacă nu are dosar cu autorizat, o legii mei nu au aprobat lucrul ăsta. Și nici eu n-aș fi făcut în prostia să... Erau bune, acum campanie se mai ducă și deci, până la urmă, se ieșură. Păi nu, asta a fost ideea, dacă n-ați făcut ideea. Da, asta era ideea. Dacă n-ați făcut de la voastră, de ce primarul și cu administrator, să nu mai facă nimeni. Totuși, sunt foarte mari, foarte mari de bani, care nu ajută acest lucru nominal. Dar nu mai țineți, poți să ne rastă, trebuie să ne rastă, trebuie să ne rastă. Și ce am făcut de la urmă, dar cum să puneți vorbe în gura unui om, că dacă nu face primarul, administratul, primarul, nu mai facă nimeni. Nu mai face nimeni în comună, autorizat. Autorizat, am înțeles. Păi, dacă știți vreo unul că face, vedeți și verificația. E cineva care s-a plâns că n-a fost primit la licitație, în asta vreau să știu. Nu știam că data trecută a spus primit la licitație. Ei, bă, să vă bagă toți pingar. Este încredințare directă, n-a fost licitație. Nu mai spus primit la licitație, că a fost încredințare directă. Deci dacă vreți cineva la licitație, doare, știți cineva. Să vină. Da, acolo unde aveai scris. Îmi faci un semnișor. Da, nu puteți să vedeți și nici nu vedeți. Știu. Nu vă lasă primar, da? Nu vă lasă primar. Da, mulțumesc. Domnul Zădescu, domnul consilier Zădescu, domnul primar. Când se începe lucrarea asta, cu apa, cu ăsta?
Nu că atunci întreabă. Să mai începe sau să începe mandatul ăla. Eu cred că va începe mandatul viitor, dacă nu va dată viitor, după alegeri. Tocmai ca să nu mai era o discuție asta cu țavicul de păcălezi și de-a de prostii. Dar începeți cu vreți dumneavoastră sau? Dacă, da, primarul dă ordine ce te-a lucrat. A, de vreți acum, ca să știu ce le spun oamenii. Dacă mergeți și vă puneți telefonul pe panoul acela, o să vedeți că contractată este lucrarea, s-a semnat contractul de finanțare, valoarea lucrării, dat despre tot ce se întâmplă acolo. În realitate, lucrurile stau în felul următor. Lucrarea câștigată de acea asociere de firme de la Onești, și nu doar de la Onești, are inclusiv proiectare și execuție. Având proiectare și execuție, niciun executant nu își asumă astăzi un proiect care să nu fie făcut de la început cap-coadă așa cum trebuie. Pentru că pe proiect cu execuție și cu proiectare nu poți să faci NR-ul sau NCS-ul. Dacă dumneavoastră sunt cunoscători, să mă contrazic. Și atunci, am avut o discuție, inclusiv să vă acum două săptămâni cu cei de la construcții, mai aveau câteva nerămuriri vis-a-vis de panta de la canalizare, de pompele cu apă și stația de tratare, pentru că vorbim de un proiect, dumneavoastră poate vi se pare o joacă, nu este o joacă, e un proiect care deservește în jur de 30 ceva de kilometri de rețea de canalizare și vreo 20 și ceva de apă. Toată Brătila are apă și canal, mai puțin Ciocă de Sus, și toată Drăgugeștiul, mai puțin Valea, va avea canalizare. Pe un proiectul respectiv de 7 milioane de euro. Proiect ce derulează prin Angel Salin. Vă dați seama că nu e joacă, pentru că să duce o rețea de apă pe 20 de metri, 30 de metri, e simplu. Apa vine prin presiuni și are la lumea fiecare. Canalizarea e dificilă, pentru că sunt case mai jos, case mai sus, sunt contrapenți, sunt, nu vrea nimeni să riști ca la darea în folosință să dea rahatul în mijlocul drumului și nu mai știu cum. În schimb, ce pot să vă spun eu? Acel proiect este real, este semnat, nu este păcăleală, nu păcălește nimeni, să dea Dumnezeu să o termine, sau să termine altcineva, dar să termine și să va termina. Ce termen are de finalizare? Nu știu, dar să spun sincer. Nu știu, cred că îmi trec undeva la 3 luni, 3 ani. Cred că 3 ani, nu? Cred că 3 ani, nici nu știu. În schimb, să știți că va fi un proiect foarte greu. Am experiența acum proiectului pe școala de la Drăgugești. Dacă nu vom avea banii noștri să suportăm tot ce înseamnă investiția acolo și apoi să recuperăm de la Ministerul Dezvoltării la Angel Salin, orice firmă ar fi venit, s-ar fi oprit în momentul în care nu-l plătești. Firma de la Drăgugești, vă dau un exemplu simplu. Cei de la Drăgugești care termină școala undeva la începutul iunie și Dumnezeu mare și cu siguranță va termina, o firmă foarte serioasă, o firmă nouă, o firmă fără experiență decât... experiența afară. Dar a lucrat cu administrația publică. A venit pe o lucrare de 1.500.000 de lei și în februarie mi-a dus factură de 3.700.000 de lei pe lucrări finalizate. Cu tot ce te-am, ștampila de jurșantier și am trimis către Ministerul Dezvoltării, nu mi-a trimis banii, în schimb am primit răspuns că se plătește doar TVA-ul, pentru că s-au epuizat fondurile pe primul trimestru, gândiți-vă, nu vorbesc de al patrulea, de trimestrul 4, când spunem că nu mai sunt bani. De primul trimestru s-au epuizat fondurile și va fi factura decontată în trimestrul 2, adică la jumatea lui aprilie. Ceea ce s-a și întâmplat. Dar băiatul ăla din februarie, de când a depus când e o situație de lucrări cu o factură, a mai făcut o factură de 3 miliarde și ceva. El are astăzi peste 1.600 de lucrarea finalizată, cu bani susținuți de el sau prin bancă. A venit la noi și colegii mei poate să confirme. Ăsta cu ochinari, nu mă băgați în faliment, nu mai termin lucrarea asta. Ei, lucrurile astea s-au întâmplat pe tot ce înseamnă fonduri europene. Eu am 10 milioane de fonduri de euro semnați pe fonduri europene. Dar banii cei nu vin în avans și nu sunt într-o pușculiță. În baza situației lucrări și a facturii, ei decontează. Dar nu-ți garantează nimeni că îți decontează în 15 zile sau în 30 de zile. Nu sunt 60 de zile sau în funcție de creditele pe care le au. Ei, firmele astea mari vor lua lucrări mari. Ceea ce s-a întâmplat cu gironapul la noi, pe apă și canal. Doar dacă îl încurcă 6 luni și îl plătești din iunie și până septembrie. Stai seama că la oprește lucrarea și va pleca să lucreze la o altă comună unde plătește cu banul local, de exemplu. Tocmai de aceea, noi trebuie să găsim o soluție, că mai fi eu aici, că mai fi altcineva, prin care să încercăm să ajutăm, pun niște bani într-un fond la nostru, pe excedent, pe alte surse, să putem plăti parte din factură ca omul să-și achite măcar parte din utilaje, din, eu știu, din
cu materiale ce cumpără, să poată să ducă la capăt cât mai repede rugare. Altfel, în timp de perioadă de 3 ani și nu mai terminăm. Interesul meu și al vostru și apoi ar fi aici, este să o ducă la capăt și să o finalizeze. Ce este clar, că lucrarea va începe și că se va duce la capăt, pentru că bani pe ea sunt. Problema și mai este o problemă cu antiderapantul ăla care e la biserică acolo, tot o vină de la Valea, de la Malbă, la Valea. O să-l strângi, să-l ducem de acolo, ori să-l băgăm pe la răuță la Valea unui oameni aia merg și așa, merg de acolo, băgat pe el și o aduce la iarnă, antiderapantul ăla. O să-l strângi. E urât tare acolo, la biserică acolo, foarte. Dacă mai se cineva, mai sunt, ce scrie la cuvânt, mai sunteți consilier. Nu vreți să plece acasă? Vreți să plece ședința? Ce să vă zic?